Oricare va fi decizia Curții Constituționale, o vom accepta în totalitatea sa, pentru că acest organism de jurisdicție constituțională trebuie să deblocheze situațiile de impas. În acest moment, noi ne îndreptăm spre o situație foarte îngrijorătoare, sub aspectul faptului că anumite forțe politice care își doresc un guvern nu au suficiente pârghii pentru ca să-l instaleze, și mă refer la faptul că chiar dacă au 54 de voturi PSR Meșor, nu au cum să obțină confirmarea candidatului lor. Evident că președintele Maia Sandu va rezista acestei tentații. Pe de altă parte, chiar dacă va fi obligat de Curtea Constituțională? Cel puțin pentru moment este clar nedorința șefului statului de a accepta un candidat care este sprijinit sau este votat de niște candidați cu anumite probleme de, să zicem, de integritate. Pe de altă parte, nici celălalt scenariu, care mi se pare de asemenea oarecum așa creativ, sub aspect constituțional, de a prezenta programul, de a prezenta o listă, o garnitură de guvern, în speranță că nimeni nu va vota, de asemenea mi se pare oarecum polar, adică contradictoriu față de intențiile acestei codecizii, pentru că, de exemplu, mai mulți juriști și foști judecători au indicat asupra unui lucru extrem de important. Șeful statului nu ia decizii pe cont propriu. Șeful statului codecide împreună cu instituția Parlamentului la instalarea unui guvern. Iar toate problemele legate de preferința sa pentru alegeri anticipate este o opțiune politică. Nu ține exact de rolul pe care îl exercită șeful statului la acest moment, momentul instalării unui guvern. Din acest punct de vedere, așteptările mele sunt legate de faptul că exercitându-și funcția și rolul, Curtea Constituțională va găsi cheița care să dezlege acest impas.